Pentru a nu pierde contactul cu școala pe o perioadă atât de mare de timp, preșcolarii au șansa de a frecventa în continuare cursurile. Mai multe unități de învățământ preșcolar din Mehedinți au făcut deja demersurile către DSP pentru a continua activitatea cu cei mici. Această măsură este benefică atât pentru preșcolari, dar și pentru părinții acestora, cărora vacanța prelungită de Paști le-ar fi adus încă o povară în plus. Este vorba despre cei care serviciul nu le permite prezența permanentă alături de copiii lor. Unitățile de învățământ preșcolar pot continua activitățile fizic la clasă cu avizul Direcției de Sănătate Publică. Având în vedere prevederile Ordinului 3558 din 2021 pentru modificările și completările Ordinului Ministerului Educației și Cercetării numărul 3125 din 2020 privind structura anului școlar 2020-2021, conform cărora în perioada vacanțelor în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza activități educative copii cu prezență fizică, cu avizul Direcției de Sănătate Publică. Până în prezent au fost depuse 5 astfel de solicitări pentru obținerea avizului. În județul Mehedinți, 5 unități de învățământ preșcolar au făcut deja demersurile către DSP pentru a continua activitatea cu cei mici. Cadrele didactice mehedințene dau încă o dată dovadă de grijă și pasiune în meseria lor.